Bună ziua și bine ați venit la o nouă emisiune De ce Anima, emisiunea dedicată iubitorilor de animale. Și dacă în general vorbim mai mult despre căței, am vorbit și despre animale sălbatice, practic cele mai multe animale pe care tocmai ați auzit-o, pentru că această emisiune este una pentru și cu animale, cele mai populare animale de companie din România sunt pisicile. Avem aproximativ 11 milioane de animale de companie, din care, conform statisticilor, 4.100.000 de câini, 4 milioane și jumătate de pisici, plus multe, multe alte animaluțe. Și astăzi vom vorbi despre niște pisici foarte speciale care își caută casă, pentru că avem, din păcate, foarte multe pisici care nu au o familie, așa cum ar trebui să aibă fiecare animal domestic, o familie care să le iubească, să le respecte, să aibă grijă de ele. Și astăzi vom vorbi despre pisici și vom vorbi și cu o persoană, pentru că pisica nu este singură, care se ocupă de pisici, pe aceste pisici fără stăpân, fără deținător. Le ia, le salvează, ne va povesti ce activitate au în asociația TNR, pentru că astăzi o să vorbim cu Gianina Petrea, care reprezintă asociația TNR. Bună, Gianina! Bună, Tim! Și aici cu o mâță. O mâță. Ce avem aici? Este o femelă, are aproximativ 8 ani. Ea a fost salvată de pe stradă în activitatea noastră de capturare în vederea sterilizării. Pe ea o cheamă Prințesa Sofia. Este un nume neobișnuit, dar îi se potrivește foarte tare, pentru că este o pisicuță foarte blândă, răsfățată, delicată. Are un comportament de pisică care pare să fi trăit în casă, însă din păcate ea a trăit în stradă toți cei 8 ani pe care îi are, fiindcă și în cazul ei am luat legătura cu persoanele care o hrănesc, așa cum procedez de fiecare dată când ajung undeva într-o zonă în București și urmează să capturez pisici. Eu iau legătura cu cei care le hrănesc să aflu dacă nu cumva vreuna dintre ele este sterilizată sau cumva a dat naștere unor puiuți recent și atunci eu nu o pot captura pentru sterilizare. Trebuie să știu tot felul de astfel de detalii despre ele și, bineînțeles, persoanele care le hrănesc știu foarte bine. Așa am aflat și despre ea, că stă în stradă de vreme de 8 ani, până acum a fost pisică a străzii, hrănită și îngrijită de oameni, însă ajunsă la o vârstă, se pare că starea ei de sănătate s-a deteriorat și a trebuit să ajungă în grija noastră, iar noi ne-am ocupat de problemele ei medicale, iar acum este perfect sănătoasă și își caută un cămin. E cumva rețeta, bineînțeles, schimbând de multe ori condițiile, vârsta, culorile, etc., dar este cumva cazul cel mai întâlnit, da, unor pisici care sunt de mai mult timp pe stradă, care au câte o condiție de sănătate, care au norocul, să zicem, să fie întâlnite de voi sau de cetățeni care apelează la voi. Spune-mi în primul rând de asociația TNR, da? Asociația pe care o ai înființat-o, pe care o reprezinți și care face, cumva, este specializată pe pisici. Corect, dar nu doar pe pisici. Mai mult de atât, asociația este singura asociație din țară ce are ca scop capturarea pisicilor în vederea sterilizării. Este un lucru ce, din păcate, nicio altă asociație din țară nu l-are ca scop principal. Am identificat această lipsă de gestionare a pisicilor fără stăpân, atât în București cât și în țară. Se pare că oamenii, în primul rând, nu știu și, în al doilea rând, nu neapărat își dau seama cât de important este ca ele să fie sterilizate. Pentru că fără ca ele să fie sterilizate dau naștere la mii și mii de alți puiuți ce poate nu vor avea șansa ei să ajungă la vârsta asta. De cele mai multe ori ei în stradă suferă diferite boli, sunt rănite, sunt accidentate și de cele mai multe ori nici măcar nu sunt văzute de cineva ca să poată fi salvate. Iar ele în cele din urmă cel mai probabil că sfârșesc fără să fie văzute și auzite de nimeni. Ăsta este, de fapt, motivul pentru care am înființat această asociație, pentru că încă de copil am încercat să le salvez, nu doar pe ele, orice altă formă de viață, dar, mă rog, pisica pentru mine reprezintă un animăluț foarte deosebit. Și atunci mi-am dat seama destul de repede că cea mai bună modalitate de a le putea ajuta pe ele este pur și simplu sterilizarea, astfel încât putem preveni
alte cazuri, alte situații ca ale Sofiei pe viitor și ca ale multor altor pisicuțe ce au fost în grija noastră de-a lungul timpului și care au avut nevoie de îngrijiri veterinare, care sunt extrem de costisitoare. Bineînțeles, există asociații care se ocupă de exact de preluarea lor, de gestionarea lor, de salvarea lor. Însă noi vrem să prevenim această nevoie de a fi ele preluate și gestionate prin sterilizare. Este cea mai umană formă de a le ajuta pe ele. Și da, într-adevăr, dacă pisica și în marea lor majoritate pisicile din stradă sunt sălbatice și nu le pot rămâne în grija noastră pentru că este un întreg subiect pe problema asta. Pisica se stresează foarte ușor, iar pisicile sălbatice, dacă le vei ține în captivitate mai mult decât este strict necesar pre- și post-operator, te vei trezi cu o serie de probleme pe care ele, altfel în stradă, reușesc să le țină sub control. Mă refer aici la boli, în primul rând. Acestea ies la suprafață, pe stres, pe factorul de stres. Factorul de stres declanșează aceste boli. Și atunci nu este ceea ce noi ne dorim. Noi ne dorim doar să le putem oferi o sterilizare impecabilă cu ajutorul campaniilor de sterilizare, a medicilor care fac o treabă extraordinară, după care să le repunem în teritoriu. Iar, da, în situația în care întâlnim cazuri deosebite și bugetul, resursele ne permit, parte dintre ele vor rămâne în grija noastră. În timp ce tu ne povestești tot procedeul pe ecran, vedeți și diferite imagini de la campaniile de sterilizare, de capturare, de sterilizare. TNR înseamnă, de fapt, vine din... De la ce vine TNR? Hai că nu o să zic engleză, eu de la ce, de ce da, să zic este eu. Că trap, neuter, return, ceea ce înseamnă capturare, sterilizare, eliberare. Sunt cei trei pași pe care i-ai descris acum. Exact. Capturarea pisicilor, exact. Sterilizarea lor și returnarea, ultimă element fiind unul destul de important în gestionarea pisicilor. De multe ori facem paralelismul cu câinii, dar eu am spus întotdeauna că sunt... Ceea ce evident este o evidență, dar trebuie să o aduc aminte că sunt două specii cu două comportamente totalmente diferite. Absolut. Și în România avem și, de fapt, în cazul pisicilor nu avem o legislație, ceea ce în cazul câinilor avem, adică cu o obligativitate de sterilizare, cu o obligativitate de ridicare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public. Astea nu se întâmplă în cazul pisicilor și... cumva aici cred că e o muncă și mai dificilă de dus, de convingere cu oamenii, pentru că numai departe de acum, cred că o săptămână, am văzut un caz, așa cum le văd în fiecare zi, cu niște puiuți de pisică aruncați într-un sac la marginea satului și, mă rog, de acolo continuă toate problemele. Cum vezi un pic atitudinea românilor față de pisici, pentru că tu ești mult mai apropiată de acest fenomen decât alte persoane. Față de pisici în general sau față de sterilizarea lor? Nu, față de pisici în general. Mă interesează acum relația, pentru că tocmai asta am început să spun, din conform estimărilor, nu avem un recensământ, din păcate, deși ar trebui să avem la animalelor de companie, în primul rând, dar și cele fără stăpân, avem cam 4 milioane și jumătate de pisici cu proprietar, cu deținător, da? În familie. Eu, de exemplu, deși mă consider a fi cățelar, ca să zic așa, pe contabilitate eu sunt pe zona pisicilor, că am două pisici cu un câine, deci adoptate amândouă. De asta te întreb. Cum eu vezi tu? Cred că România, ca și țară, este într-adevăr, sunt un popor iubitor de animale în general. Așa consider eu și îmi place să cred lucrul ăsta. Așa consider sau îți place să crezi? Că sunt două lucruri diferite. Eu nu pot funcționa ca asociație fără să nu cred foarte mult în binele din oameni. N-aș putea. Și atunci, da, eu cred că noi suntem în esență un popor iubitor de animale, căruia îi lipsește într-adevăr, din păcate, îi lipsesc foarte multe elemente, foarte multe cunoștințe despre întreținerea și despre sănătatea lor. Cred că dacă am avea parte de mai multă educație, ne-am putea îmbunătăți vis-a-vis de comportamentul nostru față de animale.
Sunt foarte mulți români care au adoptat într-adevăr pisicuțe. Este foarte ușor în ziua de astăzi să adopți o pisică, nu neapărat prin asociațiile de profil sau persoanele care salvează, ci pur și simplu găsești pe stradă. Găsești pe stradă. Da, eu la bloc am, cred că, nu știu, 7, 8, 10, adică dacă mă duc jos acum și sunt vreo două care chiar sunt prietenoase, dacă nu le-aș avea pe ale mele două, sigur, aș mai fi adoptat una, deci practic deschizi ușa și sunt exact acolo. Ceea ce este și o problemă, apropo de ce spuneai, că mie că să nu dau peste ele cu mașina, începe perioada răcoroasă și se mai ascund, mai ales astea mai mici, pe la motoarele mașinilor. Mai sunt și binevoitori cu ghilimele de rigoare care le mai fac rău. Deci... Da, ăsta este motivul pentru care asociația trebuie neapărat să își continue scopul și să educe oamenii în a le steriliza, pentru că locul lor nu este în stradă. Chiar dacă am avea, ipotetic vorbind, o soluție de adăpostirea lor în marea lor majoritate, să spunem. E o idee ipotetică, să presupunem că mâine s-ar înființa un mare, mare adăpost. Nu e atât de ipotetică, o să spunem imediat de ce. Și le vom lua pe toate de pe străzi, să spunem. Dar dacă am face lucrul ăsta, am avea două mari probleme. În primul rând, nu avem cum să creăm un spațiu adecvat de pentru carantină. Carantina pisicilor are o perioadă de până la 21 de zile, timp în care ele trebuie supravegheate în toate punctele de vedere. Asta una, pe de o parte. Pe de altă parte, chiar dacă pisica este un animal sociabil, pisica totuși are nevoie de spațiu ei personal, ea are nevoie de foarte mult spațiu, nu poate sta la un loc cu alte pisici, nu cu foarte multe. Sunt unele care preferă să fie singure, cum este Sofia. Sofia nu suportă alte pisici, deși ea este pisică. Ea are nevoie să fie adoptată de o familie în care să nu mai existe alte pisici. Uh-huh. Și atunci, acest spațiu pe care noi l-am gândit ipotetic ar trebui să îndeplinească foarte multe cerințe, foarte multe criterii. Oamenii care ar lucra acolo ar trebui să cunoască, să fi citit foarte multe studii. Eu am citit foarte multe studii ca să pot face ceea ce fac în ziua de astăzi, să nu le fac lor rău în momentul în care le capturez. Să pot să mă asigur că ele nu sunt gestante, chiar dacă n-am avut informația, că nu sunt proaspăt fătate, că sunt sau nu sunt, trebuie să știu statusul lor, trebuie să știu exact când și cum să le eliberez, psihologia felină, comportamentul felin, toate astea sunt niște lucruri pe care oamenii respectivi ar trebui să le știe foarte bine și tot ce fac să facă astfel încât să nu le facă lor rău. Deci aici nu vorbim doar despre a rezolva o problemă peste noapte, hai să le luăm și le băgăm pe toate undeva, asta nu este o soluție. Soluția pe termen lung este sterilizarea, este crearea unor locuri potrivite pentru ele, nu în subsolurile de bloc, așa cum se întâmplă în acest moment, pentru că subsolurile de bloc devin, din păcate, surse foarte bune de mulțirea bolilor și a paraziților. Dacă în acel subsol umed și întunecat intră o pisică ce poartă, spre exemplu, panleucopenie, corona, și trece o altă pisică care până atunci a fost sănătoasă, va culege toate acele boli pe care subsolul le are de oferit pe lângă căldură, așa cum oamenii își închipuie că este bine ca pisica să stea în subsol. Ei își închipuie fără să știe toate aceste detalii. De asta este important ca noi să educăm puțin oamenii și să le explicăm câte ceva despre bolile lor. Este un lucru pe care asociația îl face de ceva vreme pe paginile noastre de socializare. Săptămânal publicăm o serie de informații cu privire la pisică în general, tot ce ține de starea ei de sănătate și ceea ce proprietarii ar trebui să cunoască despre un animal. Pisica nu este un animal atât de... Este într-adevăr un animal foarte ușor de întreținut, dar totodată este un animal care are nevoie de vizite regulate la veterinar, de vaccinuri, de parazitări. Și aici, bineînțeles, este vorba de cele cu proprietar. Cele fără proprietar au nevoie, în primul rând, de sterilizare. Ma, pentru că sunt mai multe puncte pe care le-ai ridicat și aș vrea să le reiau puțin în discuție. În primul rând, legat de ce spuneai cu acea inițiativă, cu acea idee mai degrabă de a prinde pisicile fără stăpân, a le captura cumva pe principiul câinilor, a existat o astfel de inițiativă în Parlament anul trecut, dacă nu mă înșel. Da, și noi ne-am opus. Da, și eu am spus că e o prostie. Apropo de studiile pe care ai spus că le-ai citit, eu nu am studiat cu siguranță atât de mult cum ai făcut tot fenomenul gestionării pisicilor fără stăpân și a pisicilor în general, dar am spus atunci că este un nonsens și
raportându-mă chiar la niște studii științifice, că nu ar ajuta sub nicio formă crearea unor adăposturi de pisici. Deci, iată că a existat o inițiativă în sensul ăsta. Din fericire a fost retrasă cu siguranță și grație presiunilor venite și din partea societății civile și a mai multor persoane. În același timp te întreb, pentru că în momentul acesta, dacă mă raportez la București, să zic, nu mai avem câini fără stăpân, avem doar pisici fără stăpân, dacă mă raportez la țară, avem și. Cum putem, că voi sunteți o asociație, multe ca Corect. Voi nu prea există, adică... Deloc. Iată, tu spui deloc. Care să aibă scopul ăsta care principal. Care să aibă scopul. Acum știu că mai există asociații care au și. Da, și da, adică mai sunt asociații care au câte un cat house cu câteva pisici care sunt acolo, într-adevăr, unde am și intrat, fiecare își găsește cumva colțul ei. Care vezi să fie soluția? Ce ar trebui să facem? Și un pic mai dezvoltat decât sterilizarea, deși aia e clar soluția. Bună dimineața! Hai! Ești curioasă să vezi ce se întâmplă? Da, vreau să fie curioasă. Deci pentru toți cei care vă uitați, Sofia pe care o vedeți aici, prințesa Sofia, își caută familie. Deci și ea și mai sunt câte mânțe mai aveți? Asociația are în prezent în grijă aproximativ 30 de pisici. Parte dintre ele nu sunt încă pregătite pentru adopție, iar altele nu vor fi niciodată. Pentru că zi-mi câte sunt spre adopție. Pentru adopție avem... Că vreau să fac un calcul, știi? Adică după ce dăm, când se uită oamenii acum la emisiune, vreau să știu că au sunat și că... Apte pentru adopție în acest moment sunt 16 pisicuțe. Cu tot cu Sofia? Cu tot cu Sofia. Deci 16 familii pentru Sofia și încă 15 mâțe și mâți, cum le zic eu, care trebuie să ajungă într-o familie. Pentru că iubirea unui animal de companie este greu de exprimat. Așa, acum că Sofia vă tratează cu fundul pe unii dintre voi și pe mine cu lateralul, spune-ne care este soluția pe scară largă. Bun, în primul rând aș vrea să discut și eu un pic despre această propunere ridicolă de a le captura. Dacă ar fi să ipotetic. Da, pentru că mulți oameni pot să spună, nu e bine să discutăm, pentru că mulți oameni pot să spună, domne, facem asta cu câinii, hai să facem și cu pisicile. Inclusiv eu trebuie să recunosc că la ASPA am vrut să creăm o facilitate pentru pisici, pentru că aveam foarte multe cazuri de pisici. Atenție, nu să mergem să le capturăm, ci pisici care ar fi ajuns la noi și voi, oricât de simpatici sunt și știu că sunteți simpatici, nu faceți față. Da, absolut. Dar avem cazuri, am avut un caz în sectorul 6, unde au fost scoase, cred că 56 de pisici din 8 metri pătrați, pisici care nu văzuseră lumina soarelui vreodată în viața lor. Aici este o altă problemă. Plus multe, bun, și câini, dar și pisici. Și atunci se punea problema, ok, ce facem cu ele? Pentru că, ok, repet, voi nu aveți capacitatea fizică și alte locuri nou. Și atunci, în sensul ăsta, am zis să gândim niște spații unde să putem să le cazăm temporar. Nu în sensul de să ne apucăm să prindem pisicile da. Cu prinzători de pisici. Dar totuși. Ar trebui discutat și această idee care s-a propus anul trecut și anume de a prinde pisicile pentru a le băga într-un adăpost. Dacă ar fi să facem lucrul acesta, sunt chiar iubitori de pisici, de animale care și-au dorit fără să înțeleagă pe de-a întregul ce ar fi însemnat. Ar fi însemnat ca legislația așa cum este în momentul actual să fi cuprins și pisicile. Iar dacă legislația așa cum este în momentul actual ar fi cuprins și pisicile și ele s-ar fi supus aceleiași legi și anume eutanasia lor, ar fi fost eutanasiate în termen de 14 zile, să zicem. Bine, legea spune, întotdeauna trebuie să fac mențiunea asta, da. Nu pentru tine, ci mai ales pentru cei care se uită la noi. Corect. Din diferite locuri ale țării, pentru că în București am oprit eutanasierea, deși n-am schimbat legea, da, pe același cadru legislativ. În lege spune că timp de 14 zile, 7 pentru revendicare, 7 pentru adopție. După cele 14 zile, câinele poate, că se referă la câine, poate să fie eutanasiat, dar acel termen poate să fie prelungit, poate. Iată soluția din București, dacă se îndeplinesc două condiții cumulative, unu, ai spațiu,
Corect. Doi, ai resurse cu ce să întreții, să îngrijești animalul respectiv. De, și se poate, adică se poate în București sunt câteva mii, deci dacă se poate în București, nu, și în practică am reușit. Nu, mă refer la pisici. La pisici, ok, la acum pisică. Să vorbim de pisici, am vrut doar să Corect, fac cadrul legislativ. Corect, așa este, mențiunea este perfect, foarte bine punctată. Mă bucur că în București lucrurile s-au schimbat și a fost o mare piatră de pe inimă care mi s-a luat și am sperat ca restul țării să ia exemplu și să facă lucrurile așa cum ASPA a reușit să le facă, și anume să caute, să le promoveze cu orice preț, să le caute familii, să încerce să îi socializeze. Deci există, au făcut parteneriate cu dresori, există, dacă ai omul care să-și dorească și care să urnească lucrurile în felul ăsta, există soluții, dar noi aici discutăm despre o ipoteză în care aceste adăposturi pentru pisici nu ar fi fost doar ca ASPA, ci ar fi fost cum sunt în restul țării. Restul țării este majoritară față de ASPA, ASPA este minoritate în București. Restul adăposturilor din țară care au câini acum procedează cum au procedat. Ușor, ușor. În ASPA ne-a luat din 2016, cât am fost eu mandat, până în 2020, plus ce acum, deci vreo 7 ani ca să ajungem, și e departe de a fi perfect. Dar uite, a venit ILFU, care în ultimii 4 ani a făcut niște progrese fantastice și iată, acum sunt împreună. Este. Deci acum ai și un municipiu, ai și un județ, Corect. Ai un model care ușor poate să fie luat, poate Clujul. Fi. Începe ușor, ușor și Clujul să ia inițiative la nivel de municipiu și de județ. Sunt tot niște asociații care sunt acolo în vârf de lance, da, pe zona aceasta. Asta vreau să spun. Important sunt oamenii care pot sau nu sfinți locuri. Dar explicăm principialul. Adică principial, dacă pisica ar intra în adăpost, din punctul meu de vedere, cum este legislația în acest moment, dacă resursele nu ar exista, dacă pisicile ar fi foarte multe, pisicile vor fi foarte multe. Pentru că dacă ne vom apuca să le prindem ca să le băgăm în adăposturi, precum am făcut cu câinii, va fi din nou o crimă în masă, pentru că nu vor avea, nu vor exista suficiente locuri. Așa cum vă explicam, ele au nevoie de, în primul rând, o carantină, zonă de carantinare individuală, după care zonele lor de relaxare, de locuri în care se pot retrage, deci nu le poți băga foarte multe într-un loc. Deci am vorbit aici de un adăpost imens în care ele să stea. Cred că pisica oricum nu o putem încadra în același loc cu cățelul, doar din cauza faptului că pisica nu ne poate ataca așa cum noi am luat decizia de a captura câinii de pe stradă, din cauza faptului că ne temem de ei, că formează haite, de foame, de frică, din diferite motive ei ne pot ataca în diferite circumstanțe, să zicem. În vreme ce pisica nu îți poate face acest rău, niciun fel de rău de altfel, într-adevăr, sunt oameni care pot spune că s-au urcat cu lăbuțele, le-au murdărit mașina. Poate pisica din fața blocului este hrănită de o doamnă în vârstă care uită să strângă în urma ei ambalajele care le-a folosit în urma hrănirii pisicii. Poate motanii noaptea fac niște zgomote pe care îi deranjează pe ceilalți locatari, zgomotele specifice împerecherii sau apărării de teritoriu. Toate aceste lucruri cred eu că noi le-am putea ușor, ușor rezolva printr-un model simplu pe care am reușit să-l implementăm în sectorul 6, și anume căsuțele pentru pisici, care oferă atât spațiul de adăpostire cât și spațiul de hrănire corespunzător la o înălțime considerabilă de sol, astfel încât să nu vină câinii sau să nu atragă alte animale, nu neapărat, să se hrănească acolo. Pisica să se poată adăposti într-un loc pe care cei care au luat în primire această căsuță să o poată igieniza corespunzător, și aici vorbim despre substanțe de uz veterinar speciale care noi le-am și menționat în acel proces verbal de primire-predare a căsuțelor, cum se numește, de câte ori pe lună trebuie sau pe an trebuie folosite și așa mai departe. Dar cel mai important acolo este un loc în care ele pot fi monitorizate pentru a vedea câte dintre ele sunt în acest moment sterilizate sau nu și câte mai trebuie să fie sterilizate. Eu cred că într-un interval de maxim 10 ani, zonele în care noi am reușit să sterilizăm acele pisici, acestea pur și simplu în mod natural nu vor mai fi, pentru că ciclul lor de viață este scurt în stradă. Dar nu vom fi barbari să le omorâm, ci vom face ceea ce este firesc și natural într-o țară civilizată, și anume le vom steriliza și le vom lăsa în continuare să aibă traiul pe care îl aveau și înainte, punându-le totuși la dispoziție niște căsuțe corespunzătoare unde ele se pot adăposti sau niște locuri corespunzătoare unde oamenii le pot hrăni, să fie curat, să fie igienic,
Iar apoi, dacă cineva va putea să le și adopte, să le ofere mai mult decât atât, slavă Domnului, vor ști foarte bine unde le pot găsi. Explicăm un pic inițiativa aceasta cu căsuțele, pentru că e o inițiativă pe care ați luat-o într-o formă de bugetare participativă, adică cetățenii practic au votat pentru acest proiect. Corect. Asta înseamnă bugetarea participativă, autoritatea locală pune la dispoziție un buget și în funcție de voturile cetățenilor se aleg cele mai votate proiecte. Corect. Iar al vostru a fost unul din cele mai votate proiecte în sectorul 6, ceea ce înseamnă că a fost și implementat. Așa este. Și știu că sunt și alte locuri unde se dorește o astfel de implementare, în sectorul 1, da. Ca să merg așa pe frontieră, cel mai apropiat. Care este scopul acestor căsuțe? Cum ați descrie-mi un pic ca să înțeleagă și cei care nu sunt din București sau din sectorul 6, evident. Acum vedem câteva poze chiar de la aceste căsuțe. Cum se întâmplă practic acest lucru? Pentru că am citit, m-am uitat în momentul în care au apărut primele poze cu căsuțele, de la riscuri de, iată, se strâng pisicile aici, deci avem colonii de pisici. Doi, risc de otrăvire, adică pentru, mă gândesc și la asta, etc., etc. Cum este acest proiect și ce presupune el aici? În primul rând, acest proiect a luat ființă deoarece eu, fiind veșnic în mijlocul acestor animăluțe, dar și în discuțiile cu cei care le hrănesc, dar și cu cei care nu le vor pe stradă, am aflat că de fapt cea mai mare problemă a oamenilor este faptul că avem două tabere, o tabără care le vor în subsol, o tabără care nu le vor în subsol, o tabără care le hrănesc și poate lasă ambalaje și o tabără care nici nu le hrănesc, dar nu vor să vadă ambalajele. Iar în momentul în care am văzut bugetarea participativă la sectorul 6, mi-am dat seama că este o oportunitate de a împăca toate taberele în beneficiu pisicii. Și atunci căsuțele astea au fost, proiectul în sine a fost depus la primăria sectorului 6 pe bugetare participativă, după care în Consiliu a fost aprobat pentru că a întrunit calitățile care trebuia să necesare pentru a fi aprobat. Iar apoi noi a trebuit să prezentăm acest proiect cetățenilor din sectorul 6 care fie lucrează, muncesc sau studiază în sectorul 6 și ar fi fost cumva influențați pozitiv sau negativ de proiectul nostru. A fost prezentat, iar oamenii l-au votat într-un număr extraordinar de mare, dar mai mult de atât, solicitările pentru aceste căsuțe au venit într-un număr enorm, adică neașteptat. Eu chiar nu m-am așteptat, pe lângă solicitările pentru căsuțe în sectorul 6, am primit pentru toată țara, nu doar pentru sectorul 6, 5, 4, 3, 1, nu contează, ci din toată țara oamenii m-au sunat și m-au întrebat cum pot face să ajungă și ei la același model. Ne-au felicitat că am reușit să implicăm primăria și că iacăta se poate face ceva în beneficiu animalelor, astfel încât toată lumea, fie nu conta din ce tabără, făceau parte și au dat seama că este un proiect din care toată lumea are de câștigat. Bun. Cum poate face cineva dintr-o comună din Maramureș să facă acest lucru? Păi, în primul rând, probabil cu acordul... Că bănesc că e mai greu să vă duceți voi de aici până în Maramureș, că voi aveți treaba aici. Primăriei, în primul rând, ar trebui să depună acolo o solicitare către primăria Maramureș, eventual să dea exemplu la ce s-a întâmplat în București, să menționeze de lucrul acesta și să solicite... Dar explicăm... Pentru că poate nu se vede bine din poze. Ce presupun aceste, adică care logistic, câte locuri are o astfel de căsuță? Unde sunt puse ele? Căsuțele... Ce presupune ca investiție? Adică hai să mergem pe concret pe chestiile astea care interesează pe oameni. Uite, măța asta care miorle e foarte simpatică acolo, e într-o căsuță de-a voastră, uite-o acolo. Aici văd două intrări. Toate sunt la fel, sunt standard. De ce au două, de ce n-au trei? Unele au două, majoritatea au două. Ultimele ce vor fi montate în săptămâna ce urmează vor avea trei compartimente. Aceste deci înăuntru, căsuțe... înăuntru sunt două compartimente? Da, înăuntru sunt două compartimente. Ok, deci nu e un spațiu comun. Ce vedem comun. Noi, intrarea, este fiecare intrare către un compartiment, iar în spate există o ușiță care se închide și se poate deschide cu un lacăt
ca doar persoanele care și-au luat în grijă această căsuță să poată avea acces în interior, să curețe, să eventual în funcție de vreme să pună diferite așternuturi. Iar căsuța în sine a fost, deocamdată este un proiect pilot. Uh-huh. Nu trebuie neapărat să arate ca acestea, nu trebuie neapărat să aibă forma asta, nu trebuie neapărat. Eu le-am gândit în felul ăsta, ridicate de sol, să nu fie apropiate, cu gândul că noi totuși avem încă 4 anotimpuri, ca ele să fie ferite de zăpadă, de ploaie. Uh-huh. Cam ăsta a fost principiul, să existe un acoperiș, aici a fost gândit împreună cu cei de la ADP Sector 6, uh-huh, care s-au dovedit a fi extrem de deschiși. Acum vedem exact, practic, compartimentele. Compartimentele, da. Uh-huh. Da. Deci acoperișul a fost gândit împreună cu cei de la ADP Sector 6, astfel încât să cumva să mențină căldura, deci căldura să nu se să piardă, deci acoperișul este complet detașat de restul interiorului. Uh-huh. Să fie exact ca și o casă, o barieră termică. Și cine se ocupă? Bun, voi veniți și le montați. Voi ați venit cu conceptul, primăria cu banii și cu manopera. Da, ADP-ul le-a montat. Le-a montat, ok. Și cine alege locul? Asta mă interesează să știu, pentru că uite aici, de exemplu, ok, eu știu că nu este într-un parc, este în spatele unui bloc, da, sau, mă rog, în mijlocul unei grădini din aceea din fața blocurilor. Și cine se ocupă ulterior? Asta este foarte important. Și care sunt regulile pe care voi le-ați stabilit pentru gestionarea unei astfel de căsuțe, ca să nu devină haos, exact, apropo de ce spuneai. Exact. Căsuțele au putut fi cerute în baza unei cereri de către președinții asociațiilor de proprietari. Și anume, nu era suficient ca doar o singură persoană din bloc să vrea această căsuță, ci probabil au votat în treaba lor, cum au rezolvat-o în interior, astfel încât noi am putut accepta doar solicitările venite din partea președinților asociațiilor de locatari. Aceste solicitări au fost trimise pe adresa noastră de mail, semnate și ștampilate de acest președinte. După care noi, din moment ce le-am centralizat, le-am oferit primele 40, că atât au ajuns bugetul pentru 40, primele 40 le-am oferit celor de la ADP, iar dânsii, în măsură ce firma pe care au contractat-o, probabil prin licitație publică, le concepeau, le făceau, ei mergeau apoi și le montau. Primul venit, primul servit, cel puțin în materie de cererile pe care noi le-am primit, așa am procedat, pentru că altfel n-aș fi avut cum. Au venit foarte multe cereri și n-am știut pe cine să aleg și menționez pe cine asta, să nu... Menționez pentru că sunt lucruri pe care oamenii și le întrebări pe care oamenii și le pun. Da, nu, n-aș fi știut pe cine să aleg și pe cine să nu aleg. Orice pisică are și a dreptul la o căsuță de felul ăsta. Mi s-ar fi părut nedrept să aleg eu o străduță că îmi place mie cum se numește, sau pentru că cunosc pe nu știu cine pe străduța respectivă, sau pentru că am sterilizat pe străduța aia, deși într-adevăr o parte dintre aceste pisici care au beneficiat de căsuțe sunt capturate și au fost sterilizate de asociația noastră, dar le-am ales în funcție de ordinea în care au venit. Președintele de bloc care a solicitat această căsuță este sunat pentru a confirma că poate să vină cei de la ADP să monteze, este sunat de către cei de la ADP. În momentul în care se vine cu căsuța, el își asumă, printr-un proces verbal, întreținerea acestei căsuțe cu tot ceea ce presupune ea. Și anume curățenia în căsuță, dezinfectarea căsuței și monitorizarea pisicilor care se vor adăposti și care se vor hrăni în această căsuță. Iar în monitorizare vorbim despre dacă ele sunt sterilizate sau dacă nu sunt. În momentul în care ele nu sunt sterilizate, există mai multe opțiuni. Fie ei vor apela la ajutorul nostru să le capturăm, să le ducem la sterilizat, fie se vor descurca singuri și vor duce pisicele la sterilizat, fie la campaniile gratuite ASPA, fie din buget propriu, cum consideră, dar noi le-am pus la dispoziție mai multe variante. Amplasarea căsuțelor o decide, am înțeles, face cineva o solicitare, cum vedem aici. Dar locul efectiv este decis de voi, de asociația de proprietari? Ei zic, uite, pune-o acolo, mai la stânga, mai acolo? Nu. Locul unde ele au fost puse de comun acord cu asociația de proprietari împreună cu cei de la ADP. Uh-huh. Pentru că vorbim aici despre domeniul public, nu este grădina blocului propriu-zisă, este în administrația domeniului public. Și atunci, de comun acord, oamenii spuneau, uite, noi aici avem o colonie de 10 pisici, să zicem,
care frecventează zona. Unde am putea să punem? Noi de obicei, uite, hrănim pisica în fața blocului, dar căsuța nu poate fi pusă decât, să zicem, în spatele blocului. Și atunci, de comun acord, în funcție de dinamica locului, poate sunt copii care se joacă în spatele blocului sau fiecare loc este diferit. Și atunci, împreună cam câte hotărăm. Pisici se strâng la un astfel de, un astfel de loc? Depinde, ar putea de la 6 la 10, dar depinde foarte mult de felul în care ele se acceptă sau nu, așa cum vă povesteam și despre Sofia. Sunt pisici care acceptă să stea în comunitate, în vreme ce sunt pisici care nu acceptă să stea în comunitate. Adică Sofia, dacă prinde o căsuță din asta, stă doar ea. Nu, din păcate e bleguță, așa mare cum este, ea pleacă și cedează locul. Da, am da, înțeles. Nu-și apără teritoriul. Căsuțele acestea sunt, există același sentiment de teritorialitate ca la câini, în sensul în care să nu vină alte pisici sau se pot, dimpotrivă, pot apărea și să se există. Să fie un loc, eu o gândesc în beneficiul ideii de a putea captura și mai multe steriliza și atunci practic aceste locuri să fie locuri pe unde să puteți să aveți acces mai așa simplu este. La ele. Există și putem vorbi despre teritoriu, mai ales în situația motanilor necastrați. Deci dacă avem un motan necastrat, el își va apăra teritoriul unde își are el femelele nesterilizate. De aici este foarte important ca acele pisici sau marea lor majoritate să fie sterilizate, pentru că tocmai apoi se vor accepta altele noi care pot veni și vor putea fi în continuare sterilizate. Tocmai asta ne și dorim prin această căsuță, ca ea să devină practic și un adăpost, dar și un loc în care noi să le putem ademeni, într-adevăr, pentru a se obișnui cu locul, că acolo găsesc adăpost și hrană, iar într-o zi vor găsi și un om care le va duce la sterilizat. Bine, cu amendamentul că exact ca la câini, nu e ca și cum omul ăla zice hai cu mine jumătate de oră, o oră până la veterinar, că da. Sofia a făcut un scandal crezând că e la veterinar, acum s-a liniștit total, ceea ce e foarte bine, nu că ne-ar fi deranjat asta, dar na, e greu să-i transmiți că nu vrei să-i faci niciun rău. Așa este, întâlnim în stradă și pisici blânde, însă un procent foarte mic dintre ele sunt într-adevăr blânde și ușor de luat la sterilizat. În marea lor majoritate, din păcate, aceste pisici sunt sălbatice sau semi-sălbatice și atunci ar avea nevoie de ajutorul nostru sau de o persoană care știe ce face și le poate gestiona. Deci, pe de o parte, avem partea asta de infrastructură, pe care asta mai degrabă în zonele urbane, pe care ați inițiat-o. Pe partea cealaltă, sterilizările. Ce sfaturi ai avea pentru oamenii care se uită la noi și care, cu siguranță, statistic, au în proximitatea casei, blocului, pisici, poate că încă nu sunt în București și chiar dacă sunt, ați zis că aveți 40 până acum în sectorul 6, ok, mai extindem, tot nu o să fie niciodată suficient. Nu va fi suficient. Ce sfaturi ai pentru oameni? În primul rând, cum am tot spus și n-am cum să nu mă repet, în primul rând, cel mai mare bine pe care îl puteți face animalelor fără stăpân, în general, este sterilizarea acestora. Deci vă rog eu frumos, sterilizați măcar o pisică de pe lângă casa voastră. Veți face un mare bine gândindu-vă că ați prevenit nașterea mii și mii de alte vieți pe acest pământ, unde, din păcate, noi nu mai putem să tot preluăm, pentru că ajungem la o saturație cu toții. Asta în primul rând. Apoi, dacă v-ați ocupat de sterilizarea lor, ocupați-vă să le dați o hrană menită a fi dată pisicilor. Nu le dați resturi, nu le dați eu știu ce. Hai să mergem în concret. Spune ce să nu dea mai ales. Adică lucrurile cu care te întâlnești cel mai des. Cel mai des mit este că pisica trebuie și îi place să primească lapte. Laptele, din păcate, laptele de vacă este contraindicat pisicilor pentru că provoacă indigestie, diaree. După ce amărâtele astea din stradă sunt vai de capul lor și abia reușesc să primească uneori o hrană adecvată, dacă noi le mai dăm și un produs de felul acesta, vor avea cel mai probabil o diaree ce nu se va opri fără medicament. Și atunci le-am făcut un mare rău pisicii fără să vrem, fără să știm. Oamenii, așa cum spuneam, sunt foarte bine intenționați, marea lor majoritate, dar din păcate nu sunt foarte bine informați. Și atunci laptele este pe primul loc, cel mai mare rău. Al doilea rău îl consider a fi oasele gătite de pui.
Osul gătit de pui, că vorbim că este la cuptor, fiert, eu știu în ce fel, devine extraordinar de casant. Va face niște așchi care vor străpunge și vor face franjuri intestinele pisicii. Oricum, osul nu are cum să aducă niciun fel de valoare nutrițională. Nu le mai dați oase animalelor, nici câinilor, nici pisicilor. Face în egală măsură la fel de rău. Într-adevăr, în cazul câinilor, să zicem că poate ocazional sunt anumite produse, oase de vită sau nu știu să spun exact, că câinele nu este într-adevăr specialitatea mea, dar în cazul pisicilor, cu siguranță oasele nu le fac bine. Într-adevăr, pisica mediu natural este un prădător care vânează porumbei, șoareci și așa mai departe, dar oasele acestora, nefiind procesate, ele le pot digera. Deci trebuie să ne oprim în a mai da pisicilor oase de pui, oase de pește, capete de pește, lapte și așa mai departe, în primul rând. Ce putem să le dăm? Hrane de la pet shop, bobițe pentru pisici. Este cel mai sigur și cel mai inofensiv aliment pe care noi îl putem da lor. De preferat ca în anotimpul rece să căutăm o hrană care să fie mai grasă, mai calorică, pentru că ele se pregătesc și ele de iarnă, săracele, și au nevoie să depună strat adipos să poată să facă față sezonului rece. Genia, vreau să te întreb acum, pentru am vorbit practic toată emisiunea de pisici fără stăpân, în special și ce e de făcut, și sunt multe persoane care se uită la noi care au, exact ca în cazul meu, pisici adoptate sau poate, mă rog, și pisici de rasă, care au pisici acasă, statistic. Ce sfat ai avea pentru, sau ce sfaturi ai avea pentru cei care au pisici acasă? Am înțeles, de cele de afară, eu mi-am notat, știu ce, nu că le-aș fi dat vreodată lapte, știu că e o prostie și pentru câini, apropo, intoleranța la lactoză este și pentru câini și pentru pisici. Da. Oasele, nu mai vorbesc ce riscuri au și le-ai menționat foarte bine. Ce sfaturi ai avea pentru cei care au o pisică acasă? Sau două, sau trei, sau mai multe? Cred și sper ca majoritatea deținătorilor de pisică să știe deja că ele au nevoie, în primul rând, de protecție la geamuri. Am văzut atât de multe cazuri în ultima vreme de pisici care poate toată viața de până atunci au fost lăsate să iasă pe pervazul geamului la etajul 9, pe aerul condiționat, și n-au pățit nimic până într-o zi când au pățit. Sunt oameni care nu vor să înțeleagă nici în ruptul capului că dacă pisicilor nu li s-a întâmplat nimic până în acel moment, fiind lăsată să iasă pe pervaz, din păcate va veni și ziua în care vor păți ceva. Am întâlnit și la cabinete veterinare atât de multe pisici care au fost aduse de urgență pentru că picaseră de la etaj. Există soluții ieftine, practice, dar există totodată și firme specializate care vă pot monta plase de protecție la geamuri. Eu personal am făcut pentru ele o plasă de protecție singurică, dintr-o plasă de fier pe care o poți cumpăra foarte ușor, un cadru, adică nu este complicat, trebuie doar să vrei și să conștientizezi de acest pericol. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, avem geamurile lăsate pe os cilobatant. Sunt foarte multe pisici care fie au rămas paralizate, fie și-au pierdut viața încercând să iasă prin geamul lăsat pe os cilobatant. Adică te referi la cele care nu se deschid și cele care se rabatează un pic în diagonală. Corect. În ideea că nu poate să iasă pe acolo, dar să intre totuși puțin aer. Exact, da. Pisica chiar nu ar putea de fapt să iasă pe acolo, pentru că acel vei care se creează, pisica intră în el și se forfechează efectiv în veul acesta, încercând practic ea să iasă, dar cu cât se zbate mai mult, cu atât se adâncește mai tare, și astfel avem o pisică paralizată sau o pisică care efectiv a murit acolo sufocată. Soluția pentru astfel de situații, că sunt oameni care, bineînțeles, preferă să-și lase geamul așa din diferite motive. Au geamul de la bucătărie sau cine știe pe care preferă să-l lase așa. Sunt niște laterale speciale care se pot monta pe culori, adică avem, ca să fie și estetic, sunt ieftine, le puteți găsi online la magazine de specialitate și se montează doar cu o șurubelniță de mână, adică nu este ceva extraordinar care trebuie făcut, și astfel putem preveni o tragedie. Sunt atât de multe cazuri care au sfârșit în felul ăsta pe Facebook, încât îmi pare rău că trebuie să o spun eu din nou, dar
puțină prevenție nu strică, că uitați, salvăm vieți cu prevenție. Deci asta ar fi în primul rând un lucru pe care eu vreau neapărat să-l menționez. Mai mult de atât, aș vrea să le spun posesorilor de animăluțe să nu uite, să se ducă anual la un control medical. Sunt boli pe care animalele noastre, pisicile, le țin foarte bine sub control, fără să ne dea semne decât în ultimul moment. Pisica are o capacitate extraordinară de a-și ascunde suferința și ți arată în ultima clipă că ea are o problemă. Din acest motiv, mergeți la medicul veterinar, faceți niște analize de sânge anual, iar aceste analize de sânge vă vor arăta dacă este cazul sau nu să faceți investigații suplimentare. Este foarte simplu. Țineți legătura cu medicul veterinar. Nu faceți de capul vostru tratamente. Nu vă bazați pe sfaturile de pe Facebook. Am văzut, din păcate, de atât de multe ori persoane care cer sfaturi pe Facebook și apoi persoane care le oferă. În, bineînțeles, necunoștință de cauză, fără a fi medici veterinari, chiar și un medic veterinar sunt convinsă că nu ar spune fără un consult ce pastile să te apuci tu să-i dai pisicii. Da? Deci astea sunt sfaturile mele, sper ca toată lumea să țină cont de ele. Ai rezumat foarte bine și eu sper ca toată lumea să țină cont de ele, pentru că ai adus în discuție elemente de siguranță fizică, de sănătate, de control la medicul veterinar. Asta pentru noi cei care le avem deja acasă. Corect. Dar mulțumirile mele vin către tine și către voi, întreaga echipă pe care de câte ori vă întâlnesc pe la diferite târguri de adopție. Sunteți acolo cu fel de fel de pisici spre adopție. Scopul nostru astăzi este ca Sofia să-și găsească o familie. O aveți aici în toată splendoarea ei și uitați-vă cât de frumos a stat în toată emisiunea aceasta pe masă și doarme și este o dulceață. Pe lângă ea mai sunt încă 15 pisici la Asociația TNR. Îi căutați, veți găsi link-ul și în descrierea acestei emisiuni. Adoptați pentru că cine adoptă, spun eu, cine adoptă un câine, dar se aplică și pisicilor. Cine adoptă un animal, de fapt își salvează sufletul și va avea o viață mult mai frumoasă. Mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce faceți. Și noi vă mulțumim pentru invitație și pentru faptul că ne-ați oferit ocazia să prezentăm oamenilor care sunt opțiunile corecte pentru aceste creaturi, aceste ființe minunate care ne înconjoară. Mulțumesc încă o dată pentru tot ce faceți și vouă, dacă aveți acasă un animal de companie, bucurați-vă de el. Dacă nu, gândiți-vă să adoptați, este probabil cea mai bună alegere pe care puteți să o faceți. Și dacă vă gândiți să adoptați o pisică, mergeți la Asociația TNR, vă așteaptă acolo pisicuțe sănătoase și dornice doar să vă ofere iubire. Până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați, De ce anima? Aici, Radio DeceNews.ro. Un radio care se citește. Radio DeceNews.ro.